1 februarie 2024, a trecut încă o lună din acest an, adică o lună, și a mai trecut și o noapte geroasă la mine. Am avut vreo minus 12 grade sau minus 13 pe acolo. Încă zăpada rezistă. Și astăzi am zis să vă zic un pic despre încărcătura virală a albinelor. Trebuie să știm că varroa este parazitul, varroza este boala care este declanșată de varroa, iar această varroză vine cu o încărcătură de 5 virusuri, care se mai zice și că albinele sunt încărcate viral. Deci de acolo vin acești viruși. Acum, ce ține o minte dintre acești virus și cei mai importanți, așa ar fi virusul paraliziei acute și virusul aripilor deformate. Fiindcă acestea sunt vizibile, chiar dacă apicultorii consideră că pot fi tratați, adică tratezi virusul, da? Nu se poate trata, de specialiști au confirmat că încă nu pot fi tratați acești viruși, încă nu. S-au încercat tot felul de substanțe pentru a le contracara, dar nu aia este important, ci important este să tratezi bine de varroa și atunci nu mai ai probleme, teoretic, fiindcă și o cantitate mică de varroa poate afecta o colonie. Și ce mai e interesant este că acum, peste iarnă, coloniile care au supraviețuit și nu s-au depopulat, s-au depopulat într-o anumită măsură, fiindcă depopulările vin în urma acestor viruși. Și nu prea ce să le mai faci, adică dacă n-ai făcut anul trecut ce trebuie pentru a contracara varroa și ai ieșit cu un număr foarte mare de păduche în iarnă, deja sunt în puiet, că mulți au pui căpăciți. Bine, ce am eu aici? Aici este o colonie care am unificat-o în decembrie. Vreau să văd dacă e liniștită. Se pare că totul e în regulă, albinele sunt liniștite. Totul e așa cum trebuie. A pierdut matca, s-a agitat foarte tare. Și când a dat căldura, am zis îl unesc. L-am unificat și se pare că totul este în regulă. Bun, deci cam asta e situația cu acești viruși. Deci, în primul rând, ce trebuie să știm este că nu trebuie să stăm pe baza că acești viruși pot fi tratați. Ar fi o soluție să întărești imunitatea albinei, dar eu zic că e mai ușor să tratezi varroa decât imunitatea albinei. Și astfel să scapi de probleme. Iată ce astea sunt, au îmbrumărit pomii. Foarte, foarte tare îmbrumărit. Bun, deci cam atâta. Până data viitoare, numai bine!